Fără doar și poate, sănătatea este cel mai de preț, dar al unui om. Și este foarte important ca în aceste vremuri să știm să avem grijă de această comoară, să nu o deteriorăm prin obiceiuri nesănătoase, alimentație proastă, stres sau supărări. Tocmai de aceea, vineri după amiază la sediul ALDE din Botoșani, a avut loc activitatea cu tema Sănătate pentru toți, unde au fost invitați doi apreciați medici din județul Botoșani. Cu ocazia Zilei Sănătății, care are loc pe 7 aprilie, noi, doamnele din Ofălădâie, ne-am gândit să organizăm o acțiune, iar ca invitați avem pe domnul doctor Mimor și pe domnul doctor Saradan, cu tema Sănătate pentru toți. E o zi foarte importantă, deoarece în întreaga lume se sărbătorește sănătatea, care nu putem neglija și care este cea mai de preț. Medicul Ovidiu Mimor le-a vorbit doamnelor liberal-democrate și despre importanța educației pentru sănătate și cât de mult ne afectează grijile din fiecare zi sănătatea. Pentru a avea o sănătate bună, avem nevoie și de o educație pentru a o menține, a o avea, a o menține, lucru pe care majoritatea dintre noi nu prea băgăm în seamă, deoarece în fiecare zi avem ocupații de servici, de familie. La activitate au participat mai multe doamne din cadrul organizației Femeilor Liberale și Democrate din județul Botoșani.